Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-am întors și mi-am adus aminte în pauza asta că am primit un mail zilele astea de la o doamnă ceva mai în vârstă, care mi-a zis, zice, George, eu am dat acolo datele cardului. E vorba de pagina ta falsă, adică de pagina mea falsă, da, care îți fură identitatea de pe Facebook. Da, și zice, am dat datele cardului, dar acum mă gândesc că poate n-am făcut bine ce am făcut. Și am răspuns, zic, îmi pare tare rău, eu păcăleală nu sunt eu în spatele contului, dar cel mai bine ar fi să... Și a revenit și mi-a spus, am blocat cardul, poate așa nu o să-mi facă nimic, știi? Da. Dar mi-e milă, adică sunt oameni în vârstă, în primul rând, care cad pradă unor astfel de povești și n-au nicio vină, știi? Da, dacă deschizi pagina și te uiți un pic și dai click pe link-urile alea cu prudență și cu verificări cu antivirus înainte, descoperi că sunt mesaje scrise agramat, sunt clar, da, traduse automat, sunt dezacorduri. În mod evident este un fake, dar uite că lucrurile astea păcălesc oameni. Pe mine mă surprinde că la ce reușesc să facă hackerii ăștia nu reușesc să traducă corect. Adică asta da, mie mi se pare uluitor. Știi, tu reușești să faci o șmecherie informatică de mare amploare, mi se pare, și nu ești în stare să traduci corect. Bun. Ești subiectul unui fur de identitate sau ești victima unei acțiuni de fur de identitate prin care ți se fură datele? Ce poți face în situația asta dacă se întâmplă pe o rețea de mare ca Facebook, atât de influentă și atât de bine cunoscută în România? L-am sunat pe Dragoș Stanca de la Think Digital. Bună dimineața, Dragoș! Bună dimineața! Ți-a relatat pe scurt ce a pățit colegul Zaf. Înțeleg că mai sunt și alți colegi din radio. Avem această problemă, mesaje false care cer oamenilor să-și introducă datele pe pagini false. În ciuda tuturor eforturilor noastre, nu obținem un răspuns din partea Facebook, un răspuns eficient. Facebook are un răspuns automat și spune nu e nicio problemă, nu vedem nicio problemă, profilul nu e fals. Ce trebuie făcut? Trebuie raportat altfel? Subiect e vast, însă foarte pe scurt, în primul și în primul rând, cred că e important pentru publicul vostru să înțeleagă că, din păcate, în acest moment, platforma Facebook nu este un loc sigur. E exact la fel cum, nu știu, ești mult mai atent la portofel atunci când ești într-un oraș unde poliția nu face față, da? Versus un oraș civilizat. Într-o favelă din Rio nu umbli cu banii la vedere. Cam așa e, din păcate, Facebook acum. Produsul nu este neapărat sub controlul propriei companii. Știm foarte bine că au fost și foarte multe concedieri. Pe scurt, Facebook nu face față în acest moment provocărilor de securitate pe care le are, nu face față problemelor pe care și le-a generat și cumva produsul este scăpat de sub controlul propriilor creatori. Deci to start with, e important de subliniat că Facebook este un loc dificil de trăit, e exact ca un oraș unde poliția a bătut în retragere. Mamă, cum e asta? Câți utilizatori din România sunt pe Facebook? Adică câte conturi active? Erau peste 9 milioane, peste 10 milioane, nu? Sunt în continuare milioane, probabil undeva în acest moment conturi active sub 10 milioane, undeva în zona 7-9. Dar e o problemă sistemică a zonei de social media controlată. Ce piață pentru răufăcători, mă gândesc. Da, e o piață bună pentru răufăcători. Acum, din punct de vedere practic, nu e vina Facebook, e vina naturii umane. Oamenii, în general, încearcă să se păcălească între ei și să se fure. E important pentru public să înțeleagă că spațiul online este un spațiu în care toate defectele și calitățile oamenilor sunt amplificate exponențial. Deci, abilitatea și creativitatea hoților care acționează online este crescută exponențial acum și de puterea inteligenței artificiale. Putem primi telefoane cu voci clonate care să sune foarte familiare nouă, adică poate să fie vocea avocatului, vocea cuiva din familie și așa mai departe. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să-și ia câteva măsuri suplimentare foarte importante. În primul și în primul rând, nu acționați sub imperiul emoției. Dacă vi se face o ofertă din senin, din partea unei persoane cunoscute în care puteți avea eventual încredere și nu ați mai discutat despre așa ceva cu acea persoană, nu cădeți în plasa unei tranzacții imediate, chiar dacă De obicei ce sună foarte bine sau too good to be true e most probably sau foarte probabil să nu fie adevărat. Deci în primul rând nu acționați sub imperiul emoției. În al doilea rând e bine să folosiți ceea ce se numește two-factor authentication. Ce înseamnă two-factor authentication în limba română? Înseamnă autentificarea din doi pași. Orice cont aveți la bancă, cont online, cont de social media, este bine să fie dublat de o altă verificare. De exemplu, confirmare prin SMS, confirmare printr-un authentificator. Sunt aplicații simplu de folosit care practic confirmă că tu ești tu. Da? Din nefericire, în zona de digital, în 2023, trebuie să confirm că tu ești tu. Nu? Celebra întrebare: dovedește-mi că nu ești robot. Exact la fel, în cazul unor conturi personale, este important să avem cel puțin încă o metodă de confirmare a faptului că noi suntem cei care încercăm să ne logăm. Da, uite, în cazul domnului coleg Zafiu, el nu a fost hăcuit. Pagina lui funcționează corect. În paralel. Dar este clonată cumva sau inventată o pagină care pretinde că este el și facem măscări. Conține fotografii recente. Care e reacția pe care poate să o aibă el și cum putem să protejăm fanii lui George Zafiu și fanii Europa FM de o astfel de tentativă de fraudă? Este o tehnică foarte cunoscută, clonarea paginilor, care din nou a devenit mult mai ușoară și aici educația digitală este cheia. Oamenii trebuie să privească cu o oarecare suspiciune a priori orice astfel de chestiune. De exemplu, trebuie verificat acel URL. URL înseamnă adresa din bara browserului web și verificat dacă ea este o adresă credibilă. De asemenea, ca să folosim inteligența artificială și invers. De exemplu, motoare de căutare cum sunt Bing au integrat inteligența artificială și se poate folosi și invers, împotriva atacatorilor. Puteți întreba motoarele bazate pe inteligența artificială care este pagina reală a lui George Zafiu. Unul dintre avantajele inteligenței artificiale acum, cea integrată de companii care au o responsabilitate importantă, cum este, de exemplu, Microsoft, este aceea că acea căutare este mapată pe niște surse credibile și poți obține răspunsul dacă o pagină web este reală, întrebând un asistent de inteligență artificială. Care este pagina reală a băncii X? Care este pagina reală a operatorului Telecom Y? Care este pagina reală a lui George Zafiu? Și într-o mare probabilitate veți primi răspunsul corect. Și o tehnică jurnalistică, dar care e bine de folosit și de oamenii de rând în chestiuni care privesc finanțele lor, verificați din cel puțin încă o sursă. Orice implică bani și implică o tranzacție online, e bine să verificați de cel puțin 2-3 ori înainte să acționați. Dragoș, îți mulțumim tare mult pentru sfaturile din această dimineață. Ne oprim aici. O să vedem ce se întâmplă. Vom continua să o raportăm și voi merge și la poliție astăzi ca să vorbesc. O să vă povestesc mâine ce am făcut la secția de poliție și cum am reușit să dau o declarație în sensul. În urmă cu 10 ani, când mi-au clonat cardul, m-am dus, a trebuit să mă duc la poliție. M-am dus pe Calea Victoria, la Poliția Mare, București. Și când am spus ofițerului de la poartă de acolo pentru ce am venit, că mi-a zis banca, trebuie să vă duceți să faceți o plângere. Mi-a zis, câți matale n-a venit. Deci trebuie să-mi iau ceva, să mă încarc cu răbdare ceva timp și o să merg acolo. Vă povestesc mâine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.